Ne aflăm pe Calea Domnească din municipiul Târgoviște, aici unde a debutat cel mai mare proiect de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere din municipiul Târgoviște din ultimii 10 ani. Este vorba de un proiect finanțat prin Programul Național Angel Salini, este vorba de un proiect în valoare de peste 20 de milioane de lei ca primă etapă a acestui program important de care discutăm. Calea Domnească este o arteră rutieră cu o suprafață de peste 60.000 de metri pătrați, cred că este cea mai mare din municipiul Târgoviște, și lucrările vor fi derulate etapizat, astfel încât să nu încurcăm foarte mult nici traficul rutier, dar, repet, este un proiect foarte, foarte important. Pe proiectul care tocmai a început, vor fi reabilitate și alte străzi importante din Târgoviște, și mă refer aici, spre exemplu, la Bulevardul Independenței, mă refer aici la Bulevardul Libertății, de asemenea, strada 9 Mai va intra în reabilitare, de asemenea, va intra în reabilitare Boierescu Zaharia, va intra în reabilitare pe cel de-al doilea proiect, care va fi semnat în următoarele 2-3 săptămâni, care reprezintă a doua etapă a programului Angel Salini. Avem străzile din microion numărul 4, din microion numărul 3, deci în cadrul unui complex de proiecte care marchează cea mai importantă etapă de modernizare a infrastructurii rutiere din Târgoviște din ultimii 10 ani. Sunt proiecte în valoare de aproximativ 35 de milioane de lei, valoare cumulată. Și vom avea de lucru foarte mult, vremea ne și permite, și mă bucur că, iată, avem parte de o primăvară care favorizează asemenea lucrări de investiții, în contextul în care, spre exemplu, pe Calea Domnească n-au fost intervenții semnificative de foarte, foarte mult timp. S-a turnat numai stratul de uzură la un moment dat, s-a refăcut stratul de uzură, dar zona trotuarelor arată foarte, foarte rău. La fel și pe Bulevardul Independenței este aceeași situație, nu mai vorbesc de străzile din microionul numărul 9 de care am discutat mai devreme. Deci un proiect de natură să îmbunătățească mult condițiile de trafic pe aceste străzi importante din municipiul Târgoviște. Încercăm să nu perturbăm foarte mult, foarte mult traficul, vom lucra pe tronsoane și vom închide pe benzi de circulație, astfel încât să nu afectăm pe ansamblu decât foarte puțin circulația pe aceste artere rutiere, repet, foarte, foarte importante. Vă dați seama, Calea Domnească, Bulevard sau Bulevardul Independenței sunt poate cele mai circulate străzi din municipiul Târgoviște. De asemenea, am dat ordin de reluare a lucrărilor și în cartierul Prepeleac. Foarte curând vor fi reluate lucrările și acolo și vor începe și intervențiile pe Calea București. Este vorba de proiectul finanțat Consiliul Județean, intrarea în oraș dinspre Ulm, și sper că în această primăvară să putem să dăm și acolo ordinul de începere a lucrărilor. Deci vom avea foarte, foarte multe străzi în reabilitare, din ceea ce am discutat până acum, incluzând și aceste străzi, undeva la 15-16 străzi vor intra în reabilitare în această primăvară în municipiul Târgoviște, și nu vorbim de străduțe, vorbim de străzi cu o suprafață de, iată, Calea Domnească, de peste 60.000 de metri pătrați.